ale mamei. Baby Melissa Starr was born August the 31st, weighing only 24 weeks, I mean 9 ounces, 9.5 ounces. Presa americană consideră că Melissa e un miracol și pe bună dreptate. In my 30 years here, this is the first time it has ever happened that we are able to discharge a baby who weighed less than 400 grams or 300 grams. So don't expect to do miracles every day. Chiar și medicii au fost tot timpul sceptici cu privire la șansele de supraviețuire ale bebelușului, pentru că rata mortalității în asemenea cazuri este de 99%. Melissa însă a fost excepția de la regulă. S-a dovedit o luptătoare care acum, la aproape 5 luni de la naștere, cântărește 2 kg și 300 de grame și pare perfect sănătoasă. Așa că medicii le-au dat voie părinților să o ia acasă. Melissa a devenit o vedetă locală, așa că medicii și părinții au susținut o conferință de presă la externare chiar în fața spitalului. I'm just happy that she's doing well and she's doing better than she was before. I'm happy that I'm finally going to take her home after 4.5 months being here. I'm just grateful. Gracias a los doctores, a las enfermeras, a todos los que les ayudaron, que ayudaron a la niña más que nada a poder sobrevivir. Fetița este al treilea cel mai mic bebeluș din lume care a supraviețuit nașterii premature. Imagini spectaculoase la Washington, unde acoperișul unei fabrici care producea gheață s-a prăbușit din senin. Clădirea a fost avariată complet, iar martorii au declarat la sosirea pompierilor că 3 muncitori erau prinși în interior. Din fericire au fost recuperați tefer de echipele de salvare. Din primele informații, acoperișul s-a prăbușit din cauza greutății.